Bine v-am găsit! Revin cu evoluția de la Bursa de Valori București și Bursa Internațională. Cum a evoluat principalele burse în luna decembrie a anului 2023 și ce evenimente interesante am avut luna trecută și la începutul acestei luni din 2024. Nu uitați dacă doriți să vă abonați la noile informații pe care le postez pe site-ul Digi Educație. Vă puteți abona din această zonă cu nume și adresa de e-mail și veți primi un e-mail în momentul în care am noutăți. Voi începe cu un comunicat despre ETF-ul BET Patria Tradeville, care simulează indicele BET, și anume, având în vedere că acest ETF depășește 150 de milioane de lei în active totale, anunță reducerea costurilor de operare. Practic, comisionul de administrare a acestui ETF devine mai mic. M-am uitat puțin pe acest comunicat și, după cum menționează și ei, în urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale de operare ale fondului asupra performanței a fost estimat la 1,49. Și mai jos vedem și detaliat fiecare comision cu cât se va reduce. Din câte mi-aduc aminte, înainte era în jur de 1,80 și ceva la sută. Deci s-a redus puțin acest comision. După cum știți, eu pe Bursa de Valori de la București investesc pe portofoliu de călător la BVB. Investesc atât în acțiunile individuale pentru a încerca să replic manual indicele BET, cât și în acest ETF. Mai vin cu o noutate de la XTB. Putem obține beneficiu de tip dobândă pentru fondurile neinvestite. Am mai povestit despre acestea, dar am discutat doar despre conturile în euro și dolari. Acum avem acest beneficiu de tip dobândă și la conturile în RON. Ratele de dobândă le puteți vedea mai jos în acest comunicat al lor. Practic, dacă deschideți un cont nou, în primele 90 de zile va fi beneficiu de tip dobândă de 3,5% și după 90 de zile 2%. Toate informațiile le puteți găsi pe această pagină. O să las și un link în video dacă doriți să deschideți un cont la XTB de demo sau chiar un cont de investiții. Eu îl folosesc pentru portofoliul pe care îl descriu lună de lună, portofoliul călător în investiții, în care investesc pe bursa internațională prin intermediul XTB de mai multă vreme. O altă știre interesantă o reprezintă comisioanele de la Tradeville. Aici o să las un link în descrierea videoului cu aceste comisioane. Și-a modificat și aceștia structura comisioanelor și vedem, aici puteți vedea toată această structură a comisioanelor pentru contul de tip standard. Există un comision de 0,43% plus 0,3 euro pe Bursa de Valori la București, pe US acestea sunt și, de asemenea, din câte știu, sunt și comisioane minime pentru US. Au mai fost reduse. Voi lăsa în descriere linkul cu această pagină cu comisioane. De asemenea, am mai făcut o postare recent. Tot cei de la XTB au scos un raport pe care îl publică la început de an cu perspectivele de evoluție a burselor în 2024. Sunt abordate diverse teme, cum ar fi cu privire la situația geopolitică, perspective de inflație și multe alte lucruri din punct de vedere mărfuri, burse și așa mai departe. Dacă sunteți interesați, găsiți un link aici de unde puteți descărca acest raport. De asemenea, ce s-a mai întâmplat în decembrie? Fed-ul a ținut politica de dobândă monetară stabilă, nu a modificat-o și a indicat că vor fi 3 reduceri în 2024. Vom vedea ce se va mai întâmpla. Din punct de vedere al inflației în SUA, inflația din decembrie de pe 12 a fost de 3,1% și putem vedea aici graficul de la lună la lună, ușor în scădere. Vom vedea cum va mai evolua aceasta și ce decizii va mai lua Fed-ul în continuare. Cam acestea au fost principalele informații, evenimente din luna decembrie. Să vedem acum cum au evoluat și principalele burse.
Voi începe ca de obicei cu Bursa de Valori de la București, cu indicele BET. Acesta a avut o creștere în decembrie de 4,5%. Și dacă ne uităm și pe ETF-ul ce replică acest indice, vedem că acesta a avut o creștere de 3% și indicele RSI, pe care îl urmărim de obicei în videourile noastre, Relative Strength Index, care ne spune cam cât de supracumpărat sau supravândut este un activ. Teoretic, dacă trece de 70, ar fi supracumpărat, scade sub 30, supravândut. Dar, după cum am menționat, menționez în fiecare video de acest tip, nu este singurul indice la care ar trebui să ne uităm. Este doar un orientativ și vedem că se află aproape de pragul superior. Voi trece acum la indicele S&P 500. Să vedem evoluția acestuia din decembrie. Vedem că acesta a avut o creștere de 3,8%. Și uitându-ne și pe ETF-ul ce replică acest indice, vedem că acesta a avut o creștere ceva mai mică de 2,2% și uitându-ne și pe Relative Strength Index, pe ETF-ul ce replică indicele S&P 500, vedem că ne aflăm tot așa în pragul superior al acestui index. Uitându-ne și la indexul Nasdaq 100, cu principalele companii de tehnologie, vedem că acesta a avut o creștere mai mare ca S&P de 5,5% în luna decembrie și uitându-ne și la ETF-ul cel replică, acesta a avut o creștere de 3,5% și comparând din nou indicele RSI, vedem că și acesta se află în jumătatea superioară a valorii sale. Uitându-ne și pe ETF-ul ce replică indicele MSCI World, vedem că acesta a avut o creștere de 2,67%. În principiu, după trecerea în revista principalelor burse, vedem că luna decembrie a fost o lună prielnică pentru burse. Am avut creșteri interesante. Uitându-ne și la sentimentul pieței, vedem că avem o cotă de 78, care înseamnă o lăcomie extremă față de luna trecută în care am fost la un prag de 63%, deci piața este într-o oarecare euforie în acest moment. Trecem acum și la piața de criptomonede, unde ne uităm ca de obicei la Bitcoin și la eGold Multiverse X și vedem că Bitcoin a avut și el o creștere de 12,8% în luna decembrie și la fel RSI se află în jumătatea superioară a valorii sale. Și uitându-ne și la eGold, vedem că acesta a avut o creștere mult mai interesantă de 57% în luna decembrie și vedem că și indicele RSI s-a situat tot în jurul pragului de între 60 și 70 în această perioadă. Și dacă ne uităm și la sentimentul pieței din acest moment în piața cripto, vedem că este o ușoară lăcomie, este o euforie și în piața de criptomonede și ne uităm că s-a menținut această euforie de luna trecută. Sper că au fost utile toate aceste informații. Nu uitați, dacă v-au plăcut aceste tipuri de videouri și articole și doriți să fiți la curent cu acestea, vă puteți abona la articolele noi din această zonă și puteți apăsa și pe butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile videouri. Vă mulțumesc, la revedere!